Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Astăzi discutăm cu domnul Virgiliu Păslariuc, deputat la al doilea mandat în Parlamentul Republicii Moldova, membru al fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate. În mai 2022 a fost ales vicepreședintele PAS, fiind membru al partidului încă din 2016. Este vicepreședinte al Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Este doctor în științe istorice. Iată de ce l-am invitat astăzi la emisiune, pentru că vom vorbi și despre trecut, și despre prezent, și despre viitor. Ce sărbătoresc moldovenii pe data de 9 mai, domnule Păslariuc? Bine, moldovenii sărbătoresc mai multe lucruri pe 9 mai. Noi, de, cred că de vreo 20, dacă nu chiar 30 de ani, discutăm că această zi este cumva, are mai multe semnificații. Este și 9 mai considerat ziua victoriei în URSS, da, în cel de-al doilea război mondial. 9 mai este ziua Europei. 9 mai este ziua în care în 1887 România și-a proclamat independența. Adică sunt foarte multe registre, da, care iarăși și fiecare în societatea noastră, fiecare din aceste semnificații își are valoarea ei și chiar e bine că există cumva o consonanță dintre, hai să spunem, în societate, că datele acestei istorice au importanță, dar ele totuși au importanță atâta timp cât vizează, exact, vizează prezentul și viitorul. Da. Vladimir Putin s-a plâns la parada de ziua Victoriei că a fost declanșat, așa cum spune el, un adevărat război împotriva Federației Rusie, și el spune acest lucru la mai bine de un an, mai exact la 440 de zile după ce a lansat invazia militară pe scară largă a Rusiei în Ucraina. De ce se plânge el că cineva i-ar fi declanșat război țării sale? Fiindcă lucrurile nu au mers așa cum au plănuit. Este clar că Rusia a primit o lecție în Ucraina și planurile ei au fost date peste cap. Este clar că Ucraina a rezistat și va rezista și sperăm că va învinge, iar învinge în viziunea și ucrainenilor, dar și a comunității internaționale, înseamnă eliberarea tuturor teritoriilor ocupate de Federația Rusă. Da, a fost un și este un război de agresiune și deja acest lucru îl recunosc tot mai multe și mai multe state, inclusiv Republica Moldova. Noi trebuie să spunem lucrurilor pe nume, da? Că în secolul al XXI nu mai este loc de soluționare aceasta prin forță a diferendelor dintre state și cu siguranță noi vom avea nevoie de o nouă ordine mondială, o nouă noi tratate de securitate colectivă, da? Fiindcă noi am văzut deja că pacea este foarte fragilă și statele europene au nevoie totuși de o garanție mult mai mare de ce privește iarăși păstrarea acestei sau asigurarea securității. S-a vorbit cu mai multe ocazii că scopul invaziei militare a Federației Rusie în Ucraina a fost, este încă probabil, de a reface Rusia mare în hotarele fie ale Imperiului Rus, fie în hotarele Uniunii Sovietice, concomitent cu crearea unei entități căreia conducerea actuală a Federației Rusie zice lumea rusă. Da. În opinia Moscovei, pentru că am auzit mai mulți demnitari de la Moscova, care spuneau că și Republica Moldova e parte a lumii ruse sau că trebuie să facă parte din această lume rusă. L-am auzit inclusiv pe patriarhul rus Kiril, care vorbea despre Republica Moldova ca parte a lumii ruse. De ce se insistă pe aceste mesaje dacă Republica Moldova împreună cu Ucraina au declarat că viitorul lor trebuie să fie în Uniunea Europeană, au obținut această perspectivă din partea Bruxellesului, oferindu-li se acest statut de țări candidate pentru aderare la Uniunea Europeană, și în paralel Rusia insistă pe ideea că Moldova face parte din lumea rusă?
Tocmai de ce că Republica Moldova și Ucraina și-au declarat adeziunea față de proiectul european și se întâmplă această resuscitare a vechii idei imperiale, fiindcă noi deja observăm că după 24 februarie Rusia nu-și mai ascunde intenția de refacere, deci și revenirea la vechiul proiect imperial. Și apropo, Uniunea Sovietică este una din fațetele acestui proiect imperial rusesc. Da, și deja chiar în discursurile pe care le au oficialii de la Moscova, ei deja nu se mai ascund. Dacă până atunci ei cumva mai voalat, mai mult sau mai puțin discutau totuși că noi recunoaștem suveranitatea altor state, acum deja aceste lucruri nu mai sunt în, hai spunem, pe ordine zilei. Ei deschis vorbesc despre necesitatea refacerii imperiului și imperiile se refac doar prin forță. Evident că statele, fostele colonii nu-și doresc acest lucru. Evident că, hai spunem, rezistența față de un asemenea proiect este foarte mare din partea fostelor state care au făcut parte din acest imperiu, inclusiv Republica Moldova, inclusiv România, statele Baltice și așa mai departe. Și acest discurs imperial, da, trebuie pur și simplu să deschidă ochii cetățenilor din Republica Moldova, să știe că de fapt ce vor ei cu adevărat. Da? Și întrebarea este dacă Republica Moldova își dorește acest lucru. Și răspunsul, de fapt, care vine din partea oficialilor Republicii Moldova, dar și a cetățenilor, este că noi nu ne dorim refacerea acestui proiect. Dar din opoziție se fac ei, auzite voci că care ei tot, spun altceva. Ei tot nu vorbesc direct. Ei încearcă cumva să mușamalizeze, da, să treacă prin tăcere faptul, de exemplu, că există un război, da, la graniță. Ei nu-l numesc război, fiindcă asta nu se înscrie în logica, de fapt, hai spunem, linii în care se soluționează problemele în ziua de astăzi. Tu dacă începi să soluționezi prin război un diferent teritorial, dar mai ales cum face acum Rusia, ei vorbesc, de fapt, ei încearcă să refac, adică să corecteze niște greșeli, cum consideră ei ale istoriei, da? Evident că toate aceste lucruri trebuie spuse, oamenii trebuie să înțeleagă că, de fapt, intențiile Rusiei sunt foarte clare să refacă imperiul și cetățenii Republicii Moldova trebuie să spună foarte clar că nu ne dorim acest lucru, noi vrem să facem parte din lumea liberă, din Uniunea Europeană și iată, noi avem acum această oportunitate, ni s-a deschis, inclusiv grație războiului, trebuie să o recunoaștem, dar este clar că acum noi ne aflăm într-o situație în care se regândește întreaga strategie de securitate post-bielic care a fost după cel al doilea război mondial. Și totuși evenimentele organizate cu prilejul zilei de 9 mai au arătat că încă mai este lumea nostalgică după timpurile de altă dată. Rezultatele primului tur al alegerilor din Găgăuzia au demonstrat și ele anumite lucruri care ar trebui să pună pe gând restul cetățenilor și autoritățile. Este exact, într-adevăr, lumea își pune aceste întrebări și iată de ce a apărut și această idee de a-și arăta sprijinul față de vectorul de dezvoltare europeană a Republicii Moldova prin această adunare națională din 21 mai, fiindcă ea, de fapt, ideea vine de jos. Oamenii doresc să arăte că, de fapt, ei sprijină ideea. Noi discutăm în permanență că cetățenii nu ne spun, noi venim, fiindcă noi vrem toți să arătăm că ne dorim integrarea europeană. Deci este o manifestare, dacă vreți, democratică a expresiei voinții populare. Da? Și, repet, noi am pierdut această șansă în anii 90, da? Să alegem acest vector. Noi am adoptat cumva soluția sau elitele de atunci a Republicii Moldova au adoptat soluția acestei balansări nici încolo, nici încoace, dar noi vedem că această soluție n-a funcționat. Statul nostru a devenit tot mai slab.
nu în ultimul rând și grație eforturilor Rusiei, fiindcă Rusia de fapt își dorea în fostele colonii state slabe, cu instituții slabe, care nu poate să se apere. Da? Vedeți acum cum ridicăm problema securității interne în Republica Moldovei, imediat spune, dar de ce voi vă înarmați? Nu, noi din contră, noi vrem să ne apărăm, fiindcă asta este una din funcțiile importante ale statului, protejarea și securitatea cetățenilor. Da? De aceea, în această dezbatere națională, da, este foarte important să arătăm sau că cei care au ales vectorul integrării europene să se arăte solidaritatea și pe 21 mai să venim să arătăm că nouă ne pasă și noi ne dorim în europeană. O să discutăm mai mult, da, și despre 21 mai și cât de importantă este această dată pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru că la o săptămână distanță va fi și summitul Comunității Europene în Republica Moldova, pentru prima dată un eveniment de asemenea învergură de la proclamarea independenței, dar vreau să vă mai întreb totuși opoziția. Opoziția arată că încă mai are un bazin electoral măricel. Omul simplu ce zice? Că acum se luptă prezentul cu trecutul, binele cu rău. Ce luptă se dă acum? Se dă o luptă pentru proiectul de viitor a Republicii Moldova. Deci, până acum, noi cumva eram montați inclusiv în cultura noastră memorială spre trecut. Da? 9 mai era văzut și în Rusia ca, hai spunem, evenimentul crucial, da, care dă sens existenței acestui stat, dar noi am văzut la ce rezultat a adus acest lucru, da, fiindcă de fapt ea ascundea tendințele imperialiste, revanșarde, da, de a reveniri la vechiul proiect imperial rusesc. Și iată, aici vine și rezistența. Și Ucraina, repet, în 2014 e foarte clar și a spus că noi dorim să mergem în Uniunea Europeană. Și Rusia a repus atunci în poziția de a alege, sau noi sau ei. Deci numai, dacă până atunci ei mai vorbeau și față de Ucraina și față de Republica Moldova, că poate și dacă vreți, în Uniunea Europeană, nu suntem împotrivă, dar sfiți ce si, acum retorica lor s-a schimbat, foarte clar, sau. Și atunci când și Ucraina, că și Republica Moldova a declarat foarte clar că noi ne dorim integrarea europeană, evident că a venit această reacție. Și partidele acestea de opoziție, din păcate, iarăși se confirmă asta de că noi avem partide geopolitice, deci nu atât te interesează problemele cetățenilor acestei țări, dar să deservească interesele unui stat. Și asta este, din păcate, asta e sursa lor de legitimitate. Ei nu au alte proiecte de prezent și de viitor pentru Republica Moldova decât acest proiect imperial pe care îl deservesc în continuare. Și în lupta aceasta simbolică ei arată că ei, de fapt, sunt adepții acestui set de valori, dar, din păcate, nu sunt valorile Uniunii Europene și a lumii civilizate. Domn deputat, vă întreb și ca istoric, totuși, unde se termină Europa? Știți, în antichitate a fost un mare gânditor, filozof, Aurelio Augustin. Și întrebarea asta se punea la un moment dat după ce a căzut Roma, da, barbarii când au atacat-o, și s-a pus întrebarea, dar ce se întâmplă cu Imperiul Roman? Și răspunsul lui a fost că Imperiul Roman se va termina atunci când se vor termina romanii. Iată și noi, Europa, de fapt, este un proiect de suflet, este un proiect mental, da? Este o adiziune la un set de valori. Proiectul european, haideți foarte pe scurt, când tot vom discuta despre el, el a fost un proiect, de fapt, de pacificare. Da? Pe 9 mai 1950, această declarație Schuman, de fapt, nu era altceva decât o încercare pragmatică, practică, de a împăca două națiuni care până atunci au fost rivale și care au dus la izbucnirea celor două războaie mondiale, da? Poporul francez și poporul german. Soluția de pe 9 mai 1950, care a stat la baza formării creierii Uniunii Europene, era o soluție de pacificare, de crearea unor instituții suprastatale.
la care se aderi și alte state, da? Acest pact a oțelului și cărbunului și oțelului, de fapt, este industria militară, da? Ei au zis că noi luăm sub control, societățile noastre iau sub control această industrie, da? Și creăm o economie bazată, adică care nu va fi militarizată. Proiectul european este un proiect de pace. Ei spun, noi nu vom investi, pace și unitate. Noi nu vom investi în armament, noi mai bine vom face negoți, vom târgui, da? Vom face negoți, comerț, decât să facem război. Da? Și acest proiect de pace, repet, care spune că de fapt la bază să stea ideea prosperității economice, da? Și prin crearea acestor instituții, a fost un proiect, hai să spunem, o piatră de temelie. Cealaltă parte era, hai să spunem, proiectul european, este proiectul democratic. Da? Noi nu ne mai dorim state autoritare, state totalitare, dar oamenii sunt în drept să-și spună părerea, deci să creeze aceste instituții. Al treilea element, și aici este legat de ce se întâmplă acum pe 9 mai, este un proiect de împăcare cu trecutul, o cultură memorialistică specială care este bazată pe dialog și pe recunoașterea greșelilor trecutului. Noi trebuie să ne scoatem demonii trecutului care ne divizau până acum, să recunoaștem greșelile, să spunem ce am făcut rău, să ne împăcăm cu trecutul, dar acest lucru trebuie să stea la temelie viitorului. Și acest lucru, de fapt, a dus marea împăcare poporului german și francez și a restul statelor. Ceea ce, de fapt, trebuie să se întâmple și la noi. Și al patrulea element foarte important este, de fapt, este un proiect care este dedicat drepturilor omului și deci un proiect pentru supraveghere, adică susținerea minorităților și așa mai departe. Deci, exact este acest proiect european de pace, de democrație și de împăcare. I-am auzit deseori pe unii lideri occidentali care vorbeau despre scuze și iertare, da, și da, că ar trebui unitatea și pacea să fie prioritare. Fiindcă resentimentele, înțelegeți, resentimentele, de fapt, ce au dus la reizbucnirea celui de Dolores Mandimal și resentimentele, de fapt, au dus la ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina. Frustrarea că s-a destrămat Imperiul Rus, da, în formula lui sovietică sau imperială, da, a dus la cei că ei au încercat să-l refacă prin forță, deci militar, dar evident că acest lucru nu mai poate funcționa în secolul 21. După 440 de zile de război, credeți că nicio concluzie nu se trage la Moscova? Eu aș spune altceva, da, chiar ieri au fost, se vorbește despre 9 mai, da, ca despre o zi a păcii, da, victorii în zi a păcii, dar după 24 februarie noi nu mai putem vorbi de pace, da? Cele 1418 zile de război care și cele 1418 lumânări care au fost aprinse trebuie să se adauge alte 440, fiindcă războiul acum continuă. După Bucea nu poate exista victorie, înțelegeți? Fiindcă noi toți am pierdut. De aceea reluarea războiului, da, în formula, fiindcă se luptă, de fapt, două state care au stat, au pus bazele acelei păci după cel de-al doilea război mondial și Ucraina și Rusia, da, care au făcut parte din această coaliție antihitleristă și acum reluarea războiului, de fapt, arată că el nu s-a terminat. De fapt, el continuă astăzi cu mijloacele moderne și iarăși acest lucru ne împinge spre ideea că este nevoie de o resetare a întregii filozofii de securitate colectivă, da, în care Republica Moldova foarte clar spune că noi dorim să facem parte din Uniunea Europeană, din proiectul european, da, inclusiv de securitate colectivă. De asta este foarte important. Federația Rusă cunoaște foarte bine nivelul de trai din Occident, știe că acolo funcționează legea, știe că cetățeanul e cel care e pus, grijile căruia este puse în capul mesei pe agenda celor care guvernează. Chiar credeți că autoritățile ruse nu-și dau seama că și poporul lor ar putea la un moment dat să ceară aceste reguli să fie valabile și în Federația Rusă? Păi, poate că de asta și se tem, fiindcă una din
hai să spunem, de explicațiile de ce acest război a fost declanșat, este anume ca să mențină regimul actual la guvernare, fiindcă el deja și-a cam atins limitele în ceea ce a însemnat contractul cu societatea rusă, da? El nu mai putea livra prosperitate și atunci ei au declanșat acest război pentru a mobiliza societatea în interior, dar pentru a menține regimul la putere. Acum, de fapt, despre acest lucru noi vorbim. Și uitați-vă cum ei schimbă în permanență discursul, justificările. Deci asta arată că nu toate aceste explicații funcționează și în societatea rusă încep mișcări. Adică oamenii încet, încet, poate mai încet decât își imagina cineva, dar își pun întrebări, fiindcă acest război deja merge la extenuare, el va fi de durată, dar el toacă resursele inclusiv a Federației Rusiei. Să vorbim despre preocupările pe interior. Iarăși, dumneavoastră, cei care sunteți la putere, ce promiteți alegătorilor? Că aduceți Europa aici, acasă. Cum o aduceți? Bine, noi am primit acest statut, da, de țară candidat. Noi avem, noi spuneam de la bun început că, de fapt, pentru PAS, chiar de la fondarea sa în 2016, noi spuneam că scopul nostru, obiectivul nostru major este revenirea sau reabilitarea ideii europene. Noi ținem minte că la mijlocul anilor 2010, da, că acele scandaluri de corupție care au fost făcute de așa numitele guvernări pro-europene, care aveau chiar și în denumire Alianța pentru Integrare Europeană, de fapt au dus la ce că au dezamăgit marea parte a electoratului și mai ales a electoratului pro-european. Deci scopul nostru a Partidului Acțiune și Solidaritate era să readucem încrederea în ideea europeană și noi credem că prin acțiunile noastre și prin faptul că am primit suportul popular la alegeri, de fapt am reușit acest lucru. Dar este doar primul pas. Următorul pas este cel care noi trebuie să formalizăm aceste legături cu Uniunea Europeană. Noi avem și nu odată spuneam toate aceste reforme, toate aceste acorduri cu, de integrare în spațiul european, în primul rând sunt pentru consum intern. Noi avem nevoie de aceste reforme. Fiindcă modelul european s-a arătat viabil, modelul european este un spațiu al prosperității, este un spațiu al democrației, este un spațiu al valorilor, al libertății și noi ne dorim exact să mergem pe această cale. Din păcate, noi am fost privați de această posibilitate în anii 90 și acum noi trebuie să renodăm, să ne mai dăm o șansă și sigur că suntem obligați, de fapt, de data aceasta să o ducem până la cap. Apropo despre valorile adevărate, să vorbim, pentru că am mers recent într-o deplasare la Căușeni și am discutat cu mai mulți localnici de acolo și la capitolul valori ce am auzit de la unii, inclusiv care au muncit peste hotare, că dacă Republica Moldova aderă la Uniunea Europeană, atunci vom fi lipsiți de ortodoxie și se vor închide bisericile, că dacă aderăm la Uniunea Europeană o să ne impună nu știu de care vaccinuri să facem copiilor, că dacă aderăm la Uniunea Europeană persoane LGBT-ul va fi și mai prezent în Republica Moldova. Iată despre... E ca dumneavoastră cum ați vociferat exact programul propagandistic al Kremlinului care a fost formulat de administrația Putin încă din anii după anul 2008. Exact sunt temele acestea anti-occidentale, anti-europene, sunt aceleași teme. De ce prind atât de ușor? Fiindcă s-a investit foarte mult. Federația Rusă, repet, a dus aici un război nedeclarat în Republica Moldova, non-convențional, în care propaganda a jucat un rol determinant. Da? Noi am fost, nu din 24 februarie într-un război hibrid, noi cu mult mai înainte am fost ținta unui atac, repet, non-convențional la Federația Rusii care prin propagandă încerca să se impună. Asta e lupta, noi am mai spus nouă dată, este o luptă pentru mințile oamenilor. Da?
Din păcate, o bună parte a cetățenilor noștri s-au, hai să spunem, s-au lăsat ademiniți, fiindcă scopul de propagandă este să fie repetat în permanență, în permanență, și dacă de un milion de spui neadevăr, da, el începe să fie văzut ca un adevăr. Iată de ce noi avem nevoie de mecanisme de combatere acestei propagande, tocmai pentru a menține securitatea noastră informațională. Iar securitatea noastră informațională este componentă de bază a securității naționale. Asta sunt temele Kremlinului. Nu este nicio temă pe care ei, opoziția noastră, a elaborată de lor. Ele toate au fost de import, da, ca să ducă, de fapt, mesajul Kremlinului. Asta este, din păcate. Pe de altă parte, problema. Totuși, discutăm și cu alți cetățeni care vorbesc și despre avantajele de pe urma apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, circulație liberă, piață de desfacere, aducerea experiențelor frumoase, exact, din Occident, atragerea investițiilor. Aici, iarăși, cetățeanul trebuie să pună pe cântar, să știe să aleagă grâul de neghină și să nu se lase dezinformat, manipulat. Cel mai interesant că și Rusia, până la declanșarea războiului, a beneficiat din plin de capitalurile, de tehnologiile, da, de competențele venite din Occident. Și, de fapt, sau hai să spunem, temelia bunăstării lor, anume au fost acest, nu atât resursele pe care le aveau, evident, dar ei, de fapt, anume aceste mecanisme. Acum ei s-au izolat. Deci ei au mers pe calea izolării. De ce noi spuneam că acum Rusia nu mai oferă un model de dezvoltare. Da? Este, dacă vreți, o cale care nu-și mai are, hai să spunem, blocată. Da? Dacă pentru cetățeni modelul european este unul viabil, da? Unul care totuși iarăși arată foarte clar că oamenii pot să trăiască în prosperitate, pot să beneficieze în toate avantajele civilizației. Ceea ce se întâmplă în Federația Rusă, ei nu mai sunt, de fapt, garanții, da, unei vieți prospere, dar nici a securității. Și noi spuneam că astea sunt două elemente de bază a unui stat, asigură securitatea și bunăstarea. Modelul de dezvoltare rusesc, el nu mai oferă acest lucru. Și foarte mulți cetățeni care până acum și-au creat acel model de care spuneați dumneavoastră, cumva sovietic sau post-sovietic, post-imperial, da, acum și încep să-și pună întrebări. Dar această cale care a ales-o Rusia este, ne va aduce nouă prosperitate și securitatea la care ne gândeam, și răspunsul este tot mai des nu. Domn deputat, și mai este o categorie de cetățeni care insistă că cei de la guvernare ar trebui mai mult să fie preocupați de rezolvarea problemelor pe interior și mai puțin să se refere la ceea ce face Federația Rusă. Pentru acești cetățeni este important să fie edificat statul de drept, să fie consolidată democrația, drepturile omului să fie respectate, bunăstarea și prosperitatea să fie adusă, pentru că unora li se creează impresia că guvernarea, mai mult decât să critique Federația Rusă, nu ar avea alte mesaje. Nu vorbim de criticare, noi vorbim de un model de dezvoltare care, din păcate, la noi era implementat, inclusiv de guvernările care au fost patronate de Rusia, sau pe față, sau pe ascuns. Înțelegeți? Că noi vorbim, da, noi ne dorim, sigur că stat de drept, noi ne dorim economie funcțională, dar exact aceste modele pot funcționa doar în cooperare cu alte state. Rusia, din păcate, acum se izolează. Este clar că ei și-au ales prin acest război, prin tot ce face acum, da, ea și-a ales calea, dacă vreți, unui exil, se izolează de lumea civilizată, și întrebarea este dacă noi ne dorim, de ce parte a cortinii de fier dorim să fim, da, fiindcă ea se va face, vrem, nu vrem, fiindcă Rusia în această izolare și noi doar ținem minte foarte bine ce înseamnă hotarul, ce înseamnă sârma ghimpată, ce înseamnă limitarea dreptului de călătorire. Noi ne dorim iarăși să stăm într-un gulag de acestea, sau totuși dorim să facem parte din lumea liberă? Toți cetățenii își doresc legea să fie lege pentru toți, să nu se facă diferență, toți cetățenii își doresc ca nivelul de trai să fie unul bun și toți într-o voce ar spune că e nevoie de această modernizare. Dar stau și mă gândesc, atunci când se vorbește despre o Moldovă europeană, autoritățile ce spun despre o Găgăuzie europenizată, despre o Transnistrie europenizată, despre un Bălț unde ar trebui suflul european să pătrundă mai cu insistență?
Iarăși, noi aici vorbim despre, și am mai spus, prosperitatea pe care și-o doresc oamenii, îi pot fi obținute dintr-o guvernamentalitate, adică dintr-un proces de guvernare eficient. Act da? Al guvernării. Instituțiile, eficient. Exact. Acum noi vorbim nu atât de un regim, dar anume tocmai de modul cum se guvernează. Noi avem nevoie de instituții competitive care să se ocupe de problemele cetățenilor. De ce din păcate, ele au fost slăbite. De ce noi vorbeam despre un stat capturat? Exact din cauza asta, fiindcă instituțiile au fost subordonate unor interese oligarhice care își îndreptau activitatea spre satisfacerea necesităților acestor grupuri restrânse de oameni, da? Și nu pentru cetățeni. Ei, acum noi trebuie să întoarcem instituțiile spre să ofere servicii cetățenilor. Asta înseamnă, de fapt, stat, asta înseamnă prosperitate, asta înseamnă, dacă vreți, și un stat de drept, dar noi avem nevoie de o justiție funcțională ca să aducă dreptate, da? Dar dreptate nu spunem ce înseamnă să triumfe justiție. Este că atunci când cei care încalcă lege să fie pedepsiți, sancționați. La noi, din păcate, s-a întâmplat absolut invers lucru. Cei care au furat miliarde și nici nu ascund lucrul ăsta, fiindcă este foarte greu să ascunzi acest lucru, acum se bagă în politică tocmai pentru a-și proteja și a-și apara asta la libertate. Dar ce spun acești politicieni, domnule deputat? Ei spun că au venit pentru că cetățenii le-au acordat vot de încredere în Parlament, în alte instituții. Exact aceste lucruri, să vedeți că tu nu poți să obții, hai să spunem, votul popular prin coruperea cetățenilor, cum se întâmplă, din păcate, la noi. Chiar avem astăzi o declarație, da, autorităților pentru ceea ce s-a întâmplat în Găgăuzia, da, fiindcă este prea evident. Toate aceste lucruri, uitați, la baza democrației stă încrederea. Tu dacă actul de validare a alegerii cuiva, da, este compromis printr-o ceea ce poate fi numit coruperea cetățenilor, asta înseamnă că, de fapt, nici încrederea cetățenilor nu este una reală. Și legitimitatea este mică. Practic inexistentă. Acum nimeni nu-și dorește, de exemplu, să discute la nivel internațional cu această grupare criminală. Fiindcă ei înțeleg că ei n-au legitimitate. Chiar dacă au fost aleși, seduși de politicieni, dar nu mai funcționează. De ce este nevoie să ne întoarcem la normalitate, la niște baze firești, la ideea aceasta de dreptate. Cum oamenii se întreabă, de ce ei fură și stau în libertate? Și aici justiția evident că trebuie să joace. Eu mai fac o dată trimitere la vorba cetățeanului de la Fierul Ierbii. Ei, unii își presoară cenușă pe creștet și spun că da, suntem rătăciți, dacă prea puțin e cultura sau e multă degradare în societate, dar de ce s-a ajuns la această degradare? Pentru că tot politicienii au venit prin promisiuni false, prin demagogie, prin populism, să câștige încrederea cetățenilor și până la urmă pătimaș este omul simplu, nu? Păi exact. Că ceea ce s-a întâmplat, repet, și hai să spunem, schimbarea pe care s-a produs în ultimii ani, e, de fapt, și pasul, de exemplu, a venit tot pe ideea unui protest. Da? Când societatea a spus, noi nu ne mai dorim o asemenea dezvoltare, între ghilimele, da? Noi dorim valori foarte clare, noi dorim justiție, da? Noi nu dorim fraze, justificări de astea, a furat, dar ne dă și nouă, fiindcă este un nonsens. Tu nu poți să construiești societatea, întreaga societate, pe aceste baze, da? Imorale, dacă vreți. Da? Cel care muncește trebuie să primească. Cel care fură, cel care încalcă legea trebuie să fie sancționat. La noi exact se întâmplă inversul. Da? Și din păcate, iarăși, eu nu zic că este doar vina Federației Ruse, dar iarăși în Federația Rusă, dar și astăzi, corupția este cumva leantul. Da? În care se grupează societatea, fiindcă elitele exact exploatează resursele prin aceste intermediari. Așa era și la noi. La noi, doar cum, regimul oligarhic s-a creat exact în perioada regimului Voronin, da? Ce înseamnă un regim oligarhic? Când acești oligarhi își utilizau instituțiile statului, da? Pentru îndeplinirea scopurilor proprii.
Da, când era folosit procuratura ca să iei activile cuiva. Țineți minte aceste lucruri. Deci noi aceste lucruri trebuie să le oprim și le-a oprit, de fapt. Dar este nevoie acum de resetare întregului sistem de justiție și este foarte bine că, de exemplu, aceste, avem semnale că justiția este gata cumva să se schimbe și ceea ce s-a întâmplat acum la adunarea generală a judecătorilor. Deci este, dacă vreți, o primă rândunică și un semnal că sistemul a înțeles mesajul și că dorește să schimbe, dar, repet, lucrurile nu se mai pot întâmpla cum a fost până acum. Șocul care s-a produs după 24 februarie 2022 înseamnă că întregul sistem, hai să spunem, inclusiv pe interna Republicii Moldova, trebuie schimbat. Noi trebuie să acționăm pe standarde europene, pe standardele statului de drept și vechile întoarceri la statul capturat în care corupția, repet, este motorul hai să spunem, activității și a guvernării, ele trebuie să fie abolite. Și pas de grabă va avea 2 ani de când e la guvernare și revin la situația din Găgăuzia, acolo unde ni se spune că politicienii încă mai pot corupe alegătorii, că banul decide cine trebuie să guverneze o localitate, o regiune și ce mai spun cei care se consideră câștigători în aceste alegeri. Că dacă au câștigat în UTA Găgăuzierii, nu este exclus că ei vor câștiga și în alte zone ale Republicii Moldova. Deci, eu cred că poporul găgăuz până la urmă va face alegerea, hai să spunem, corectă pentru ei. Până la urmă, asta este scopul unei democrații, da? Ca oamenii să poată alege pe cineva care să-i reprezintă și la baza acestei alegeri trebuie să stea încrederea. Încrederea că acest om cu adevărat îi reprezintă, da? Și, repet, au mai existat asemenea cazuri și până acum la noi, Republica Moldova, dar asta a dus la ceea că, chiar dacă au fost aleși, legitimitatea lor era foarte mică și foarte ușor s-a risipit. Tu nu poți să acorzi, repet, să obții această încredere prin mijloace ilegale, necinstite și prin corupție. Deci justiția are de lucru să ne spună justiția exact are de lucru. Cine poartă vină, de ce poartă vină, de ce trebuie să-i spășească pedeapsa cel care e certat cu legea. Dar pe de altă parte, ce îi se mai reproșează guvernării? Că nu se poate înțelege inclusiv cu un politician care și-a spus că e pro-european primarul capitalei. Și a fi pro-european înseamnă să ceri un jurământ de credință. Apropo, la baza actului a declarației Schuman în 1950, a stat tocmai această idee că nu cuvintele, nu semnăturile de că noi am semnat un pact, ci deja noi suntem o comunitate europeană. Este vorba de o activitate de zi cu zi. Este de crearea exact acelei încrederi despre care vă vorbeam. Tu ești pro-european dacă acționezi europenește, dacă ai sistem de valori european, da, și nu ești oportunist, atunci ești. Tu nu-ți trebuie legitimitate de la alt partid. Înțelegeți? În politică foarte puțin contează ce gândește un politician despre alt politician. În politică contează ce gândește despre acest politician electoratul. Da? Dacă noi vom semna, de exemplu, acel ce spunea un pact gen Snagov și așa mai departe, de ce el nu are rost, fiindcă este un act formal. Da? Tu arată-ți intențiile prin tot ceea ce faci că ești pro-european. Da? Noi nu dăm aici certificat de pro-europenitate. La cetățean mergi, la electorat și spune că ești european, ai valori europene și atunci el să te aleagă. Nu altfel. Adică acest gen de trișări acum nu funcționează. Da? Și asta trebuie să o înțeleagă toți. Noi suntem foarte deschiși cu orice forță care este cu adevărat pro-europeană, care are la bază aceste valori, dar noi nu dăm certificat de pro-europenitate. Și președinta Maia Sandu, fiind întrebată despre semnarea unui eventual pact Snagov, a spus că intențiile sunt diferite și din acest motiv prea puțin probabil că se va ajunge la un viitor comun. Dar eu vă aduc aminte în 1900, în anii 90. Deci împotriva ideii europene a mers cel care era considerat mare european. El a votat împotriva parcursului nostru european.
Cine? Cine era marele pro-european și unionist, așa mă, și a făcut acel Iurie pact Roșca. Cu, exact, a făcut pactul cu, cu Voronin. El era foarte european. Atunci el a trădat interesele, înțelegeți, electoratul. De asta, noi, având inclusiv această experiență, evident că suntem, mai mult sau mai puțin, reticenți față de semnarea oricărui pact formal. Arată, demonstrează, în primul rând, cetățenilor că ești pro-european. Domn deputat, dar un consens larg în societate trebuie căutat, trebuie găsit. Consensul se face cu, în primul rând, cu cetățenii. Da? Repet, dacă tu te declari sus și tare pro-european, dar la unde vei face acțiuni care vor fi împotriva sau împotriva spiritului Uniunii Europene, cum a fost, de exemplu, în anii 2010 cu furtul miliardului, da? AIE și așa mai departe. Ei au trădat cumva ideea europeană, da? Prin ceea ce au făcut și trebuia să se producă o mișcare populară, protestatară ca să readucă această, această idee pe, din nou în prim planul politicii noastre. Dar, repet, apelul care este pe care îl facem noi este ca oamenii, ca cetățenii să-și arată această adeziune. Este vorba de o apartenență la, la o mișcare, da? La o necesitate de schimbare. Toți vrem să trăim într-un stat prosper, liber, democrat, da? Și cu ce se asociază el? Cu Rusia el deja nu se mai asociază, noi știm ce se întâmplă în Rusia, pentru orice cuvânt, oamenii sunt, părinții sunt arestați pentru ceea ce au scris copiii și așa mai departe, sunt închiși. Evident că această idee de prosperitate, libertate este, și securitate este legată de Uniunea Europeană. Și tot mai mult cetățeni din Republica Moldova înțeleg acest lucru. Să vorbim despre adunarea națională și, în general, ce înseamnă adunarea națională, pentru că acum se caută asemănări și deosebiri între ceea ce s-a întâmplat pe parcursul timpului în Republica Moldova. Se vorbește despre Marea Adunare Națională din 1989, din 1991. Spuneți dumneavoastră definiția adunării naționale. Este o tradiție, dacă vreți, ca istoric vă spun, pe care o are poporul nostru, ca înainte de luarea unor decizii majore, strategice, cum spun noi astăzi, da, se întruneau aceste adunări ale obștii, da, ale locuitorilor, da, adunarea țării, da, și ei dădeau cumva conducerii domniei care era atunci, da, acest drept, hai spunem, acest mandat, de ca, uite, asta poți face, da? Deci este, repet, o tradiție care vine din adâncul timpurilor. Ce s-a întâmplat la noi? Deci, noi am preluat această idee, poftim, vă aducem la mii din 1918, adunarea, deci, Marea Adunare Națională, da, care a, de la Alba Iulia, da, adunările de la Blaș, așa mai departe, ele sunt adunări care au consfințit, simbolic, evident, dar au dat cumva mandat elitei, clasei politice să acționeze într-un fel sau altul. Același lucru s-a întâmplat în 1989. Țineți minte, Marea Mișcare pentru redenumirea limbii, pentru readucerea alfabetului național 31 august 1989 sau ce s-a întâmplat în 1991. Adunarea Națională, de fapt, era, hai să spunem, acel acord pe care îl dădea poporul suveran, îl dădea clasei politice. Noi ne dorim exact astăzi același lucru. Eu voi ieși acolo ca cetățean care să-mi exprim că eu vreau ca Republica Moldova să meargă spre Uniunea Europeană. Dar ce spun cetățenii? Pentru asta. La două alegeri și la parlamentare anticipate și la prezidențiale asta au votat. Asta este partea juridică, eu sunt de acord, dar noi acum vorbim, hai să spunem, de o adiziune simbolică care este foarte importantă și ea, da? Noi, când unii spune cum putem noi să ne manifestăm, că democrația nu se face numai între alegeri, în ziua alegerilor și după asta patru ani. Democrație se face de zi cu zi, da? Și iată, este una din aceste forme, da? Și oamenii sincer vor să vină, oamenii sincer se mobilizează, oamenii sincer spun că noi vom fi acolo în piață ca să ne arătăm că noi vrem în Europeană. Și eu cred că acest lucru este extrem de frumos și cumva în concordanță cu timpurile care sunt. Noi suntem în perioada unor diluării, unor decizii majore pentru viitorul nostru. Președinta Maia Sandu a venit cu acest apel către toți cetățenii Republicii Moldova, dar imediat după ce a lansat acest apel au reacționat
mai mulți politicieni care au spus că vor fi prezenți în inima Chișinăului, doar că scopurile nu pentru toți sunt aceleași. Iată, admiteți că ar putea cineva să facă altceva decât se așteaptă la această adunare? Fiecare are dreptul să se manifeste, evident. Da? Dar, de exemplu, dacă tu ești părtașul unei alte idei decât cea în Europene, tu poți să o faci în cadrul legal. Este firesc, da? Statul este obligat să te asigure acest drept. Dar atunci când cei care își doresc Uniunea Europeană tot au acest drept. Și iată, noi acum vorbim de o adunare de acest gen, repet, care nu este una partinică, nu este a PAS-ului. Este a cetățenilor care își doresc integrarea europeană. Da? Dar, domnul deputat, haideți să fim sinceri. Oricum, politicienii vor dori să acumuleze capital politic, inclusiv de pe urma convocării acestei adunări. N-ați spus că nu e adunarea PAS-ului, nu e a guvernării, nu e adunarea cetățenilor. Da. Credeți că nimeni nu va ține cont că se poate obține acest capital politic? Fiecare partid politic, da, el deservește o idee. Asta e cel mai greu, apropo, lucru în politică, să te poziționezi. Fiindcă astăzi tot există multe, suntem câte, peste 40 sau mai mult de 50 de partide. Da? Mai mult de 60. Exact. Și problema majorității acestor partide, că ei nu știu să se poziționeze, da? Partidele, de exemplu PAS-ul sau alte, hai să spunem, partide care sunt considerate pro-europene, ești foarte clar și au arătat că ăsta este deci scopul lor și ei primesc de la oameni mandat tocmai pentru a materializa aceste obiective. Este firesc cumva, da. Este firesc și repet, noi am spus, noi am apărut ca și mișcare atunci în 2016 în plin stat capturat tocmai ca să reabilităm ideea europeană. Și eu înțeleg că cel mai greu încă urmează, fiindcă trebuie să implementăm, trebuie să facem foarte multe teme de acasă, dar este un început și faptul că noi deja am primit acest statut de țară candidat cumva creditează că cetățenii Republica Moldova au dreptul să creadă că se va întâmpla acest. Dar din aceste peste 60 de formațiuni politice, câte sunt pro-europene? Da, eu nici nu știu, asta e problema lor, da? Iarăși, fiecare, repet, partid politic e foarte clar să-și formuleze mesajele și ideile. Nu PAS-ul trebuie să le formuleze, da? Când unii spun, ia ca voi ați marginalizat... Monopolizați ideea. Noi trebuie să facem campanie. Mergeți voi în campanie, discutați cu oameni, așa cum mergem noi, da? Și convingeți că anumii mișcarea dumneavoastră, partidul dumneavoastră, cel care le merită votul. Nu PAS-ul trebuie să le dea certificat că tu ești pro-european, că tu ești bravo. Nu este așa. Deci asta trebuie să o facă fiecare. Dar există un pic de egoism totuși când e vorba despre activitatea Partidului Acțiune și Solidaritate. Pentru că îi auzim pe alții care au fost împreună în blocuri, în fostele legislative. Și sunt vădite aceste nemulțumiri că PAS-ul e doar pentru PAS. Iată, mie personal, ca... Nu vorbesc acum de poziția mea sau un PAS. Ca cetățean, mie absolut indiferent cine va semna actul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Lucrul ăsta trebuie să se întâmple. Dacă este cineva mai bun să o facă, eu această idee de fapt o deservesc. Cum pot? Este cineva mai bun să vină să o facă? Acum PAS-ul evident că este cumva, are încrederea cetățenilor, dar dacă pe viitor va fi alt partid, altă mișcare care să atragă adeziunea cetățenilor, foarte bine. Important este să mergem pe acest vector. După 30 de ani, noi în sfârșit, trebuie să ne lăsăm de această idee duplicitară și foarte clar să spunem că noi mergem în Uniunea Europeană și nu în altă parte. Domnul Păsăriuc, aceste evenimente intră în istorie. Cine din politicieni nu și-ar dori ca și ei să intre în istorie, pe un fundal favorabil, așa? Eu vă întreb pe dumneavoastră, cine credeți că trebuie să ia cuvântul la această adunare națională din 21 mai? Eu cred că cât mai mulți cetățeni. Eu cred că politicienii, bine, noi am înțeles că va fi președinta ca inițiatoare, dar politicienii trebuie să stea cu oamenii și eu voi sta alături de familie, alături de. Dar pe cine ați vrea dumneavoastră ca cetățean să-l ascultați la tribuna acestui eveniment? Cel care are ceva de spus.
Păi sunt mulți dispus, din 2.600.000 câte. Mie mi-ar place să se ascult anumite cetățeni, personalități, evident, și eu sper că reprezentanți, ca eu, de exemplu, aș vrea să ascult cineva, reprezentanții comunității academice, din care fac și eu parte, să vină cu un mesaj de adeziune, profesori, medici, muncitori, nu contează cine e important, că această, repet, că această manifestare să fie un mandat dat clasii politice. Uitați-vă, noi vrem ca voi să ne aduceți în Europeană. Asta este, trebuie să. Când și de cine va fi luat în calcul aceste decizii care se vor lua pe 21 mai? Nu, 21 mai se va arata, hai spunem, aderența, hai spunem. Este o adunare în care oamenii care participă acolo își arată apartenența la un ideal. Da? Așa cum era și în 89, cum era și în 1991, cum erau și la alții în 2015, da, când s-a adunat iarăși adunarea societatea și a spus că noi vrem ca hoții să fie pedepsiți. Da? Deci acum ideea aceasta în care vectorul european va fi consfințit, repet, nu numai la alegeri se face lucrul ăsta, da? Dar inclusiv la manifestații de acest gen, da? În care să se dea foarte clar clasei politice, noi vrem să intrăm în Uniunea Europeană. Dar pentru asta, evident, voi trebuie să faceți reforme, voi trebuie să creați condiții pentru justiție, pentru economie și așa mai departe. Noi avem foarte multe teme de acasă de făcut. Dar dumneavoastră a spus că mai puțin politicieni trebuie să vorbească și mai mulți cetățeni simpli. Eu, de exemplu, nu mi-e tare doar să ascult alt politicieni. Eu vreau să ascult ce spun oamenii. Cu alte ocazii știți că se oferea cuvântul și reprezentantului unei etnii, pentru că în Moldova trăiesc mai multe etnii. Fiindcă ideea europeană nu este doar ce aparține, hai spunem, românilor, da? Dar și găgăuzilor, și ucrainienilor, și minorității rusii, multor, fiindcă iarăși este un vector de dezvoltare. Noi spunem că țara noastră vrea să meargă, să se dezvolte pe acest model în care sunt respectate drepturile, inclusiv minorităților. Este una din condițiile majore. Minoritățile, din contră, ar trebui să înțeleagă că intrarea în spațiu valoric european și în comunitatea europeană le va proteja și mai mult drepturile, da? fiindcă este una din cerințele de bază a Uniunii Europene. Va fi și un mesaj care se va transmite pentru data de 1 iunie, atunci când la Chișinău sunt așteptați 50 de șefi de stat și de guvern? Da, 1 iunie și ea va fi o dată sau un eveniment de referință, fiindcă când în Republica Moldova vin șefii întregii comunități europene, este un semnal. Este un semnal că noi suntem de acord că Republica Moldova să meargă pe această cale și pentru noi este foarte important. Fiindcă, din păcate, este, repet, vă spun, parcurs 30 de ani a fost, anume acest segment european a fost cel mai tare dezamăgit, da, și noi avem nevoie să readucem încrederea oamenilor în această idee. Parlamentul European a votat deja o rezoluție în care cere începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an, după îndeplinirea celor 9 recomandări anunțate de Comisia Europeană. Unde se află Republica Moldova la capitolul îndeplinirea celor 9 condiții? Eu am înțeles că stăm foarte bine. Clar că noi am întârziat grație faptului că ultimii ani guvernările practic au ignorat. Da? Noi aducem aminte că în 2014 am semnat acest lucru și ne-a luat aceste angajamente. Și față de Ucraina și Georgia, așa spunea de fapt acea declarație, noi eram în urmă, fiindcă tocmai acele guvernări, inclusiv pro-europene, care erau autodeclarate pro-europene, n-au făcut nimic pentru implementare. Noi acum accelerăm acest proces. Un rol important aici îl joacă voința politică în această operare și la capitolul voinței politică, noi, într-adevăr, avem un avantaj foarte mare, fiindcă noi suntem gata să îndeplinim aceste condiții și eu cred că noi vom reuși în timp ca. Eu nu vreau acum să dau o dată, dar eu, cu siguranță, până la sfârșitul anului, eu sper că vom începe acest proces.
Nivelul de trai decent să fie, asta promiteți că ar putea să aducă aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, o infrastructură mai bună, modern, de calitate, exact. Servicii de calitate, exact. Dar asta nu se va întâmpla nici mâine, nici poimâine. Aceasta nu se va întâmpla, adică, hai să spunem, atunci când nu se dorește, da? Noi pornim foarte clar pe această cale și ele sunt foarte clar prescrise în actele de aderare. Acțiunile noastre, ele înseamnă și infrastructură și investiții. Chiar astăzi noi am semnat, da, un acord, da, de interconectivitate și așa mai departe. Adică noi suntem preluați în acest mare mecanism de producere a prosperității, dacă vreți, cum este Uniunea Europeană. Da? Numai pentru aceasta, evident, noi trebuie să avem instituții capabile, noi avem nevoie de oameni care să funcționeze, care să fie buni, da, să implementeze acest lucru. Dar cel mai important, anume, este această voință politică care acum este și noi suntem siguri că vom îndepărți. Partidul Acțiune și Solidaritate are 63 de mandate, o majoritate confortabilă. Ați făcut până acum tot ce stătea în puterile acestei majorități parlamentare ca să schimbați lucrurile? Iar depinde de multă depinde de conjunctură. Da? Dacă mă întrebați din punctul meu de vedere, era loc și de mai bine. Da? Dar, de fapt, la învergura provocărilor care le-am avut noi în acești 2 ani, noi cred că ne-am descurcat cel puțin nu rău. Faptul că noi suntem acum și suntem un stat în care există totuși pace, în care există speranța de aderare, există un proiect de viitor, arată că totuși cetățenii nu întâmplător au făcut acea decizie în anul 2020-2021. 10 mai este ziua când ar trebui să aflăm verdictul Curții Constituționale referitor la soarta Partidului Șor. 15, eu am înțeles că mai. Acum, în fine, da, la mijlocul lunii mai. La ce decizie vă așteptați? Noi ne așteptăm la o decizie care să triumfe dreptatea. Și ce se întâmplă dacă este scos în afara legii Partidul Șor? Nu, atunci iarăși se vor declanșa niște mecanisme în care, în primul rând, prin aceasta se va arăta că, hai să spunem, corupția politică nu este tolerată în statul Republica Moldova. Și pentru mine chiar această declarație va fi extrem de importantă, fiindcă eu asta îmi vreau de la instituțiilor statului. Foarte clar să fie pedepsită această corupție endemică politică, da? Și nu este bine să cumperi voturile, nu este bine să treșești și deja acolo sigur că va trebui de a readaptat legislația, acolo sunt mai multe proceduri. Dar fracțiunea Șor va rămâne în Parlament? Nu, iarăși, eu nu știu dacă mandatul cum este. Hai să spunem, noi nu avem un mandat, mandatul imperativ este nul, da? La noi deputatul primește mandatul de la cetățeni, dar dacă formațiunea din care ei făceau parte a încălcat regulile, atunci ea poate fi, iarăși, în legislație foarte clar sunt descrise aceste lucruri, desființate, dar mandatul eu cred că va rămâne cel puțin, așa. Vedem care e argumentul Curții Constituționale, da, pentru că am auzit despre mai multe posibile scenarii că ar putea să nu mai rămână această fracțiune, să fie împărțite mandatele între celelalte două fracțiuni din Parlament. Așteptăm verdictul Curții Constituționale. Dumneavoastră sunteți vicepreședintele Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Ce se întâmplă astăzi la Academia de Științe? Am văzut acolo că s-au pornit iarăși nemulțumiri. Ba că este președinte, ba că nu este președinte al Academiei de Științe, ba că trebuie de ales un alt conducător acolo. Noi urmărim, adică iarăși eu, ca și reprezentant al comunității academice, urmăresc ce se întâmplă acolo. N-aș spune că eu sunt mulțumit. Eu nu asta personal aștept de la o academie. Da? O academie, în primul rând, și așa cum legislația prevede, trebuie să fie partenerul
Guvernul Republicii Moldova ca expertiză, da, supremă, ca expert și să ajute guvernul în diversele domenii. De criză. Din păcate, acum nu se întâmplă acest lucru și eu aștept ca să fie de la Academia să dea un semnal că totuși există forțe în acest for științific suprem care este posibil de schimbare. Repet, este un for apolitic. Eu niciodată n-am înțeles, bine, eu înțeleg din perspectivă istorică dacă Academia era cumva produsul politicului și era în permanență legat, dar eu nu asta cer, eu nu asta vreau, inclusiv ca reprezentant a comunității academice de la ei. Ei trebuie să ofere expertiză și să ajute societatea să depășească problemele în care se află. Când va anunța PAS candidatul pentru funcția de primar al Chișinăului? Va fi anunțat. Noi acum sunt niște proceduri interne care sunt prevăzute în statut. Este convenția Chișinăului care prin vot secret trebuie să disemneze candidatul. Deci până atunci noi putem să spunem părerile. Dar până părerile, anunțați dumneavoastră candidatul, lumea știe cine va fi. Nu știm, fiindcă va fi convenția. Convenția va vota prin vot secret. Când, apropo, pasul la alegerile trecute a înaintat un candidat, a făcut o convenție în 2019, a fost votul membrilor de partid. În spațiu public s-a spus cu text deschis cine va fi un actual președinte al Comisiei Parlamentare, va fi candidatul pasului. Asta este una din candidaturi care se vorbește, dar repet, votul secret și are avantajele. Haideți să reformulez întrebarea. Sunt mulți candidați care s-ar regăsi în această listă preliminară până desemnați pe cel care erau 3-4, dar iarăși convenția va, candidații vor veni în fața membrilor convenției Chișinăului și le vor cere votul. Așa se cere în democrație și ea va fi chiar zilele astea. Deci nu mai avem mult de așteptat. Urmează să aibă loc turul 2 al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. Contează cine va fi învingător în aceste alegeri? Asta este decizia suverană a cetățenilor din Găgăuzia și eu sper că ei, acordând încrederea unuia sau altui conducător a regiunii, înțeleg și vectorul de dezvoltare a regiunii. Dar de ce s-a insistat și pe ideea că acolo în primul tur ar fi câștigat Moscova și în al doilea tot Rusia va câștiga alegerile? Important este ca aceste alegeri să se facă corect. Repet, fiindcă legitimitatea alegerii depinde de procedurile acestea. Da? Dacă vor fi îndoiele în privința legitimității alegerii unui sau altui candidat, asta nu îi va permite, de fapt, să reprezintă poporul, cetățenii din Găgăuzia în alte structuri. Asta e problema. Asta trebuie să gândească cetățenii din Găgăuzia și eu sper că ei își dau seama de importanța acestei decizii. Dar cum ar trebui să se dezvolte relația între Chișinău și Comrat după aceste alegeri? Eu cred că există loc și Găgăuzia este partea Republicii, componenta Republicii Moldova și doar prin colaborare noi putem atinge, adică în primul rând să ajutăm regiunea să se dezvolte, da, fiindcă fiecare regiune are problemele sale, dar se mai crede ales că totuși UTA Găgăuzierii e mai dezvoltată în comparație cu alte regiuni ale Republicii Moldova. Să vedem, adică acolo s-a investit foarte mult și din partea Uniunii Europene, apropo, și din partea statului turc, da? Și SUA și România. Exact. Și eu cred că cetățenii din UTA Găgăuzia trebuie să dea seama că, de fapt, noi avem nevoie de o regiune dezvoltată, în care să existe, repet, și prosperitatea aceasta și securitatea și facem împreună, noi toți suntem împreună. Despre vectorul european ei nu prea vor să audă pe moment. Eu n-aș fi atât de categoric. Pur și simplu, repet, ani întreg de propagandă care a împărțit lumea, da, negru și alb, aceste lucruri se pot depăși, dar iarăși prin încredere. Dacă va exista încredere și mesajul pro-european va fi tot mai mult răspândit în UTA Găgăuzia, eu cred că această stare de lucruri se va schimba.
Și pe final un mesaj pentru cetățenii care au urmărit această ediție a emisiunii Puncte de Reflecție. Da, cu sărbătorile, cu Ziua Europei, repet, 9 mai este o zi foarte importantă pentru cetățenii din Republica Moldova, mai ales în virtutea faptului că suntem în primul an când am primit acest statut de țară candidat. Pe 21 mai vă așteptăm pe toți cei care își doresc o Moldovă europeană prosperă și sigură să veniți în piața Marea Adunării Naționale, să vă arătați apartenența la această idee. Mulțumim foarte mult pentru această discuție, pentru prezență la Vocea Basarabiei. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Celor care au urmărit această ediție a Punctelor de Reflecție, le mulțumim pentru atenție. Toate bune, pe curând!